Bună ziua, colegi! În baza discuției primarului comunei Măgura de Bacău, numărul 144 din 22-11-2022, sunteți convocați în ședință ordinară a Consiliului Local, în data de 28-11-22, la ora 15, la școala Emil Brăiescu. Avem pe ordine de zi un număr de 4 proiecte și un proiect de hotărâre suplimentar. Procesul de verbal. Haideți să punem la vot ordinea de zi. Proiectul de ordine de zi. Împotriva, abținere. Și suplimentarea este, în primar, pe proiectul de suplimentare. Sau citesc eu, privind acordarea unui mandat special în adunarea generală ADI, în vederea exercitării votului, numele Consiliului Local al Comunei Măgura. Domnul primar a solicitat suplimentarea motivată de faptul că e posibil la luna decembrie să nu facem, să nu mai facem vreo ședință până când trebuie să trimită domnul primar votul. Dar ca să fim preventivi, să nu convocăm o ședință extraordinară doar pentru asta, am apreciat că este oportun și urgent să-l punem pe ordinea de zi. Sunteți de acord cu suplimentarea la acordul? Sunteți de acord cu suplimentarea la acordul? Cine este pentru? Împotrivă? Avem 5 voturi online, cum președintele a verificat. Prezența este 15 din 15 în cazul acesta. Și trecem la... Da, este statutară. 15 din 15, clar că este statutară. Trecem la discutarea și votarea primului proces verbal, pe 27-10-2022, ședința ordinară, dacă sunt discuții la el. Dăm citire, da? La procesul verbal? Nu la procesul verbal. Nu. Primul proces. Spunem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, comentarii? Și avem procesul verbal de la ședința extraordinară de 14-11-2022, dacă sunt discuții. Da? Să punem la vot atunci procesul de pe 14. Cine este pentru? Abține? Poate dacă mai scriu un vot. Mulțumesc. Trecem la ordinea de zi, primul punct. Proiect de hotărâre numărul 73 pentru atribuirea denumirii de profesor Dumitru Tătaru ca numele cultural din SAC Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău. Inițiator primar, domnul Costaș. Da, practic este finalizarea procedurii de atribuire a denumirii cine este de centru cultural al Comunei Măgura. Totuși proceduri mai greoaie, mai lungi și o lună de zile, perioada de publicații, avizii de la cote de astea. Și am programat pentru ședința de astăzi să dăm și votul de atribuire de unui. Domnul Vici. Ajuns mașină de vara, trebuie să mă duc să-ți spun unde am ce scuze, poți să... Mergeți. Mergeți. În primul ce doar, domnule, nu? Da. Cam asta e. Da, cineva are... Proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre numărul 87. Se votează? Scuzați. Cine este pentru? Împotriva, ține? Indicată, suntem 9. 4. Dau citire proiectului numărul 2. Proiect de hotărâre numărul 87 privind aprobarea cuantului burselor lunare de performanță, de merit, de studii și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă pe anul școlar 2022-2023. Inițiator, domnul primar. Da, în urma solicitării școlii Emil Brăiescu, așa cum a fost
fost întotdeauna comunici și la zi cu toate solicitările și am răspuns pozitiv la toate direcțiile externe din alor și de data asta am zis că putem la zi și să acordăm bursele necesare pentru toate categoriile de elevi. Cei cu meriti, de studiu și de ajutor social și pentru toate nevoile, așa cum sunt cuprinse solicitarea școlii. Materialele ați avut și dumneavoastră la mână, apoi ați să studia. Doamna Vrecean. Eu am o mică observație sau întrebare, cum vreți să o luați. De ce bursa de studiu este în valoare de 150 lei și bursa de ajutor social în valoare de 900 de lei? Deci ar fi părut curat și fi invers. Adică chiar dacă am o situație defavorabilă, să zicem, din punct de vedere social, primesc un ajutor și poate, dacă vreau mai mult, sunt motivat să învăț și să primesc o bursă de studiu. Normal, nu-i corect? Doamna Bocea, mi-a zis hotărâri cumva prin un hotărâri de universalitate. Ca și cum așa. Ca să sume? Da. Nu-i putem modifica? Păcate. Și portatele. Păcate de bugetul local separat. Da, adică orice ce are sumă, faci mai ce să... Dar eu zic că sunt destul de consistente. Nu, ziceam de inversarea sumelor la... Atribuirea și la categorie este... Dar unde e? Unde n-am înțeles? Unde ar fi... Bursa socială are 200 de lei și ăla de studiu are 150. Mi se părea corect că e invers. Da. Nu, nu aveți dreptate. Nu, știți că nu aveți dreptate. Pentru că bursa de studiu reflectă, cum să vă spun eu, ceea ce învați pe eu, da? Pe când bursa socială trebuie, este necesară mult mai mult, pentru că sunt copii care nu au posibilitatea să meargă la școală, să-și cumpere tot felul. Ori dumneavoastră, el poate să aibă bursă socială, da? Și învățând foarte bine, da, el ține și urmă să mai... Dar el așa are. El așa are. Are bursă socială și dacă învață, are și bursă de studiu sau dau mai mult bani decât așa, formanță mai și mai departe. Ei, în mod normal, nu mai ai dreptate și doamna băieții, am trebuit stimulat cei care... Exact, ce să fie mai mic, ce să fie mai mare ceasă. Aici, probabil, văzut latura socială a problemei, adică e copii care... Prevenirea abandonului sau gândit. Deci, dacă îmi permiteți, cum o văd și eu, internet, poți să iau? Vă rog. Să-mi dau cuvânt. Cel care are bursă socială, într-adevăr, acum a fost făcut o analiză pentru starea de fapt a familiei și a gândirea. Dar nu este exclus de la a câștiga și o bursă de merit, a câștiga și o bursă de studiu. Deci el poate să-și ia, așa. Din care e bursa socială? Asta a fost... Ca și sprijin, ce are merit, ca și formanță. Da. Mai... Să-mi scrie cineva acolo? Altceva? Cine este pentru? Împotrivă? Nu mai multe. Așa. Cred că la doamna Domnița nu votează. Ea nu votează, și se abține. Și la abiseța. Așa este. Proiect de hotărâre numărul 3, proiect de hotărâre numărul 88 privind aprobare PUS pentru construire locuință de serviciu demisor plus parter plus 2E și împrejmuire teren branșare, racordare la utilități, sat de alumare, Comuna Mâvra, județul Bacău, beneficiar, SC Filmir, Prot, SRL, inițiator, domnul primar Costaș. Probleme? Cine se scrie la cuvânt? Da. Doamna Vrecean? Numai eu. Nu ne va să l-ați înscris? Mie mi se pare un pic așa, ciudat să... înălțimea asta de D plus P plus 2E. N-avem lucrări în mână. Există în cartierul în bloc. Mai avem undeva așa ceva, așa o clădire din altă? Unde? Probabil că e Iubrescu. Prin Iubrescu. Nu știu să vezi câte. Sau unde acum e Iubrescu? Lăbrație. Spunea, mai avea o clădire cu pasirul de bătrâni, ce e pe plus 2E. Asta e și în adevăr bucului, pentru că de asta și eu am... La ședința care am avut-o în mai, cu 27 mai, parte, da. El a luat în mod de obligația de a se înscrie în cerințele, să zic așa, clubului comunii la ora actuală, B plus
Să nu depășească 50 de metri, dar nici acum nu depășește 50 de metri. Este toată documentația și avizul, de, avizul final de la Consiliul Județean și pe 50 de metri. Asta i-am transmis. Și să i-am mai transmis, să facă mai făcut, să facă sus copii de apă, nu? Da, dar scrie asta, nu? Și un proiect. Necesar pentru investiții, îți faci pe o perioadă de investiții. Îți faci pe care i-am luat. În zile, normal, că nu o să plătim. Deci au utilitățile. Utilitățile și asigură apa, da? La utilități este și apa. Titulatura aceea care o vedeți dumneavoastră pentru Brașov la utilități este ca să nu se mai dea. Că cei care doresc în plus autorizații de construire separate pentru utilități sunt gazul și electricul. Pur și simplu trebuia să dai autorizații, trebuia să scoate din nou toate avizele pentru un certificat de branșare la lumină, pentru altul de branșare la gaze. Deci încă de două ori avizele ca să poată să branșeze la cele două utilități. Și automat chestia asta a fost la nivel național și s-a făcut o modificare pe legea 50 anul acesta în care să facem deodată autorizații, inclusiv cu branșare la utilități, ca să nu mai dăm pentru gaz și electricitate autorizații separate și avizii separate. Da, are toate astea. Prin proiectul ăsta e în precedent și vor apărea nici mai des pe la 2. Nu cred că e precedent de creat, un bloc, un parc, se mai sunt plătiți izolate. Acolo e un cartier în bloc, e cu totul altceva. Aici va fi un plătit izolat. Dacă se încadrează în punctul anul aici, nu poți să-i încălzi pe tot. Nu depășești nici un metru? Da. N-are un deci așa este. Asta poate se încede stimulat, adică acolo au stat, la dânsul. Da, mai are cineva? Eu mi-am spus părerea. Mi-a spus de-a părerea? Domnul Dăscălescu? Nu. Și punem la vot cine este pentru? Abține? Doar la aici am. Deci voturile de mora să fie toate. Sala avem, avem 8, 5, plus o abține de la aici. Dăm citire proiectul hotărârii numărul 99, privind aprobarea colaborării interinstituționale a Comuna Nova Județul Bacău cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, MMS, în cadrul proiectului HUB de servicii MMS și MMSS, MySmith, da. Așa, MySmith, 130-96, inițiatorul domnul primar Costa Șordache. Da, este că e serviciul de asistență socială, pentru dotare cu calculator, cu echipamente, cu... Din ce am înțeles la... Poți să continui? Da, da. Din ce am înțeles la doamna secretar, m-am consultat cu dânsa, în ce constă acest proiect. Da. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale cere aprobarea. Da. Cere aprobarea colaborării între OAT Măura și ei pentru a ne furniza materiale necesare sau o bază de colaborare. Deci e vorba de calculator, ceva, nu? Sigur. Cam așa ceva. Deci vom primi niște materiale, niște... În principiu. Discuții? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Pentru că e de mâine. Nu pot în unui caz. Tot 9 cu... 9? Cu 5? Cu 5, da. Am ajuns la suplimentarul cu Adibu. Funcțională, da? Adibu. Adibu. Proiectul hotărârii privind... O să dau citire, da? Da. Proiectul
hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări referitoare la performanțele așteptate de la Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic din cadrul Operatorului General CRAB ESA Bacău. Da. Da. Este un proiect tipar, dacă pot să spun așa, de fiecare dată când avem ședință la CRAB, este nevoie de mandatul dumneavoastră. Și asta e o ședință care nu e chiar tipară, să trebuia să ne pronunțăm asupra performanțelor CRAB ESA. Părerea mea o știe și cred că sunt chiar în acord cu dumneavoastră, că performanții notabile nu au. Nici vis-a-vis de noi, nici față de celelalte localități și știe și de aici. Avem proiectul POIM care bate pasul pe loc de ani buni. Așteptăm acum până în 12 decembrie să vedem cam în ce direcție apucăm și vis-a-vis de solicitarea noastră și a celorlalte localități de a ieși efectiv de sine din acest proiect. Adică rămânem tot în cadrul poemului, dar să divizăm cumva fondurile și alocate pentru fiecare locație. Cine dă creditul final? Ministerul Fondurilor Europene și Uniunea Europeană, pentru că toate astea ajung la comisie și comisia se pronunță inclusiv pentru ajustarea prețurilor la vis-a-vis de alocare, de alocarea de fonduri pentru proiectul ăsta. Pentru că, așa, după cum știți dumneavoastră, după cum toată lumea știe, sunt sub-evaluate, așa, cam sub-evaluate, nu știu dacă spun, sub-finanțate. Sunt cu sume care nu corespund. Da, nu corespund nici cum. Totuși, de urmărit că... Da, prețurilor actuale. S-a făcut reactualizare. Acum așteptăm și de la comisie să vedem ce răspuns avem. Sperăm că este unul favorabil să reușim să actualizăm proiectul ăsta, să aibă sumele cât de cât necesare pentru a putea intra într-o licitație care să aibă și fără de izbândă. Pentru că am mai fost de două ori licitații, știți și dumneavoastră că n-am avut niciun fel de rezultate pozitive. Sperăm că de data asta se întâmple un lucru pozitiv și, într-adevăr, să vedem proiectul pus în execuție. E cam târziu adevărat, orizontul de timp e cam limitat, undeva la finalul anului 2023. Probabil dacă se întâmplă să avem constructori, vor mai fi adăugate prelungiri, pentru că sunt interesele tuturor acelor 42 de localități ca acest proiect să fie implementat. Și tot vorbește de apă canal de ani de zile și uite că acum suntem în situația în care avem proiectul, avem toate vizele, avem tot ce trebuie, dar nu avem sumele necesare datorită exploziei prețurilor pe piață. Adică cu actualizarea asta va scădi și interesul constructorilor. Și aș vrea ca să vă mai completez. Din cauza acestui program POIN, nu am putut ca să demarăm alte lucrări care se suprapuneau. Dar toate localitățile suntem cu toții, practic, în pietriță, pe lața, aici, în poemul ăsta, care, până la urmă, cred că dacă nu reușim cu el, ne-a creat mari de servicii, pentru că odată aprobată finanțarea aici, nu putem accesa nici pe Anghel Saline, nici pe alte, nici pe PRD, nici pe un alt fel de formă. Sperăm tare să și reușim cu el, cu toții ne dorim, știm problema pe care o avem cu satele Crivan și cu Sohodorul în primul rând, dar și cu modernizarea sistemului actual. Proiectul ca atare e unul bun. Zic eu că descucește toată de situația asta încurcată pe care avem noi cu apa și canalul, dar să vedem finanțat. Să vedem ce discuții vor fi acolo, cum ies mandatul dumneavoastră și oricum vă țin la curent și vă comunic exact ce, cum și cam ce decizii se iau la nivel de CRAB și la nivelul Ministerului Fondurilor Europene. Da, domnul Dreisar? Totuși, ei și asumă la punctul numărul 1 această scrisoare de așteptări implementarea acestui proiect. Cred că asta ar fi cel mai important subiect de discuție și din țara. Și dacă aveți de gând să facă cu mâine, au de gând să iasă, poate n-ar trebui să le dea acest mandat. Simt.
implementeze lucrurile chiar care n-au nu l-au implementat până acum. Deocamdată, să vedem ce se întâmplă la comisie cu actualizarea prețurilor. E chiar aici, la punctul 9, că pot implementa acest lucru. Asta sunt, asta urmăresc. Da, da. Implementarea nu înseamnă că noi nu putem implementare. Ei sunt... Aici nu știu, de asta am contractat. Ei rămân contractat. Dar firmele e ceva. Adică pe același culoar merge. Ministerul Fondurilor Europene, CRAB, oameni de mărgură. Da. Sau CRAB și cele trei localități, care, nu știu, nu avem nici comun cu alta. E Filipeștiul, care e la 20 km, cu acestul la 10-12 km. Adică, după părerea mea, trebuie să fim să fi măcar vecini. Să avem, eu știu, comun. Sunt, într-adevăr, localități care au în comun stații de curare, stații de tratare, ceva de genul. Nu avem nimic în comun. Dar beneficiem de faptul că putem descărca prin menagerii la municipiul Bacău. Și atunci, un pic mai e simplu, am putea, din sine, să dăm drumul la proiectul ăsta. Dar să vedem să ajungem în faza în care să putem discuta. Altcineva? Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 4. Cine se pregă? Suplimentar. Suplimentar. Gata. Împotriva, ține diverse discuții. Doamna... Eu vreau să mulțumesc domnului primar și viceprimar Chineulat, prima elei de răzășii. Și doi, se construiește acum o troiță chiar acolo în stația de autobuz. Știți ceva despre ea? Da, este o proiecție de la biserica Sfântul Ioan Evanghelistul de acolo, din zonă. Nu își fac o proiecție, o cruce, ceva de vreo 3 metri înălțime. Da, totuși nu mi se pare logic. Acolo marul ăla trebuie tărit. Deci o proiecție în marul ăla, așa... Are o proiecție din lemn, e o cruce. Nu e o construcție masivă care să pună în, da, în așa. Pericol, cumva. Deci a fost confortul în stâmp, acolo... Ajunge o propană, da? Da, am avut mai discuția anterior cu părinții și spunea că nu-și dorește tare, este o doamnă de pe răzășii, dar a lovit că o stăteam. Da, putea spune că nu e așa. Da, nu e, nu. Își dorește să facă astfel de donații către biserică, eu zic că nu poate decât să funcționeze cu zona, să... Da, mai e. Și o curăție și o arăție cu unde e ocuție. Da, unde e ocuție. Mama acela este în toate foarte mult acolo, adică... Am înțeles. Să sperăm că nu va fi probleme. Așa, eu, ce să vă spun, suntem aproape de... Mai dorești ce vă spun? Să mă dă să răspun. A legătură cu eu una cu domnul primar, să sunt de cluneva pe la 8 și ceva. Mai poate regla ciomacul ăla sau... Bă, lucrează... Sau un programator cu la 12 ore. Nu, sunt programator. Deocamdată nu sunt montat de programator. Adică așteptăm de la Delgaz, de la E.ON, adică așteptăm aprobare să poată, să poată scoate din post... Da, Luxomat ăsta, aparatul o să fie altă fel de... cu programator are, să fie inocul Luxomat. Dar pentru acces în post e nevoie de acordul lor. Pentru 3 avem acces, dar pentru celelalte nu. Și o să vină să le monteze la de parte. Să sperăm plătit avizii, tot să sperăm că în zilele următoare vor acționa în acest sens, că într-adevăr a sesizat și o să se schimb foarte, foarte târziu. Am zis că a sesizat cetățenii, am mai prea nevoie. Da, da, da. Acum trebuie să mă simt dar... Domnul primar la școală la Crihan, s-au făcut săpăturile de la școală la Crihan, la noi acolo. Da. S-au făcut săpăturile. Că ei sunt de direcția, da. Direcția. Din gaze, da. Da, acolo se trebuia să... Am finalizat și acolo o să ducem un pic de piatră, am văzut un pic de piatră. Și cetățenii înțeleagă că dacă e șantier, nu are cum să fie extraordinar. Da, de nu m-au întrebat că dacă da, puteam da, să... Da, cu siguranță o să ducem un pic de piatră acolo. Da, o să trebuie să... Sigur, sigur. Domnul... Vreo măsură privind raportul comisiei, mai special, pe care am înființat-o în prima parte, în plan. Cea cu planul de gospodărire și eficiențele găsite, propunerile depuse. Și de la dat domnului Grice, da. Nu știm să fie luată măsură în teren. Da.
domnul Deci nu este, la Balastare avem loc. Eu am așa invitat să rezolvăm cu numărul bisericii. Probabil după data, după săptămâna asta, cu weekend prelungit, care eu sunt nebunit după prelungirile astea și după punțile astea, cine are astfel de idei? Chiar mult fericit. Nu să vrea să faci o punte de la Ana la Caiafa, de 4-5 zile, toată lumea stă acasă și se odihnește. Da, să ne plec mai mult, să ne plec mai mult. Au mult, punțele astea au 14. Au, cu 14, cu 14, ne pădează vreme. Mai bine cu variante, că recuperăm niciodată. Mă rog, asta e, dacă așa e potărât, așa merge. O să aducem probabil și un grader ca să ne mai, să facem treaba mai serioasă. Piatră tot am pus, cu bondul excavatorul nostru, nu reușim să adunăm de pe mărgini. Să s-o reglăm un pic drumurile astea mai bine. Nu știu, să vă spun, domnul viceprimar, haideți să vă împărtășească cu lui din programul gospodăririi și din face ceea ce ați spus. Treci direct la împărtășire, întâi să spui. Da, am... O să vină zăpadă, șanțurile sunt cam atare, când am ajuns în foarte tare, până la nivelul străzii, când o să topească, pata a fost chiar de drum. Dacă nu se iau niște măsuri acum, până la dimineața poezii. Da. Și a doua întrebare, de fapt întrebare, rugăminte, dacă puteți să vorbiți cu cea care se ocupă de zile. Da. Nu știu dacă e cea de anul trecut? Da, cu domnul... A, așa. Dacă poate să aducă material care să nu conține atât de mult peteș. Să nu fie, să fie mai bun, înțeles. Da, să fie mai bun. Era mare, azi două cadre concrete de ștări de parbrei spart. Da. Da, am să-i comunic, domnule. Da, am și eu 3-4 probleme, 3 comemuții și o invitație. Mi s-a spus că în zona poate și tăie spre Umbrărescu, deci ca doamna Baghiu, nu știu cum ați foarte bine, curent electric. Nu au nici acum curent electric, au investit și au făcut o casă, sau în oraș, aici nu prea au de ce să stea. Știu, cunosc problema doamnei Baghiu. Probabil vă exprimă direcția. Avem oarecum acordul de la Orange România pentru a folosi infrastructura lor. Ei au stâlp și au pus la fibra optică. Să vedem în ce măsură reușim să facem o extindere acolo și de iluminat public și de, de casnic. Într-adevăr, și-au făcut investiția acolo și-au făcut un pus, dar... Ce e obiectică cei de la Ion? Nu pedică nimeni. Punem bani cu ceva. Nu pedică nimeni, probabil, da, e investițiul destul de costisitoare ca să o facă pe fonduri proprii. Și, mă rog, sunt cetățenii ai comunii Măgura, așa trebuie să ne gândim la la o astfel singura casă, casa lor, care... E singura casă, dar acum în viitorul Pug, stânga-dreapta vor fi toate zonele astea intră la intrare. Și apoi solicitări la construire cu siguranță foarte. Sunt toate utilitățile acolo, apă, canal, gaze, dar nu avem curent până la doamna Maghiu acolo. A doua... Chiar să ne gândim pentru, eu știu, bugetul de la anul. Și m-aș gândi, drumul bisericii, partea de la Vale rămasă neelectrificată, mai avem pe strada Regiului, intra în plan din 2009 și trebuie să trebuie să facem o extindere de rețele de cuvânt electric. Stăm la 8 km de oraș. Da, cred că doritorii ar mai fi, este și apa acolo, doritori cu siguranță ar mai fi și atunci e bine să ne gândim să extindem rețelele pe zone, dar le-am produs în intra-plan, dar nu le-am gospodărit ulterior, nu ne-am gândit să facem și extindere de rețele, pentru că da. Să construiești într-o zonă unde nu ai apă, canal, eu zic, hai mai, cumva, oamenii mai fac fosi, deși la timpul ăsta e greu. Dar curent, gaze, e greu, nu. De siguranță nu au interes să construiască acolo. Deci, și poate astea două obiective reușim să le primim. Da, am înțeles. S-au pus prundișul pe Valea Măgurii, primat din când stau eu acolo de 6 ani și chiar sunt foarte încântată, dar nu sunt încântată de faptul că se fac raliuri seara, noaptea. Ce se întâmplă? Raliuri, noaptea. Dacă mergeți, vedeți că prundișul de unde se termină asfaltul în sus, pe vale, dincolo de mine și în față, la mine și mai la vale. Dar așa e două râi, că vin cum
mașini, de fapt, nu... Dar cine se teme la desene? Nu știu, mă rog. Da? Poate de camere. Dar poate cu ATV-ul cu ceva sau... Nu, poate că cu mașini. Unui care... Înseamnă că șoseaua este foarte bine interesantă. Da, da, da. Merge, da, da. Merge, da, da. Merge, da, da. De... Păi da, să o lucrez în zonește, să spun. Nu doresc. Unde s-a pus banca cu băncile, cu mese acolo, acolo a intrat, trebuie să fii atent când intri cu mașina. Eu care am mașină mică, nu îndrăznesc într-o, nu mai ies. Stau seara. A intrat, rădărești cu unul, vreo doi, cu mașină, eu am făcut. Stau seara acolo la bancă. Așa am făcut acolo. Dar stau la bancă acolo? Da. Și asta atunci la Dumnezeu, că nu știu. Eu v-am spus că aveam poliții locale. E încărcat. E încărcat. E încărcat. Am două. Am fost la terenul de sport. Și sunt foarte încântată de el. Și chiar îmi doresc ca la aici, pe terenul de sport. Chiar îmi doresc la primăvară să organizez cupa mărgurii la Denis din Câmp. Pe lângă fotbal aia. Participați? Dar cum să nu? Așa, dacă, dacă ne-a și dați voi, cu drag o organizez. Da. Am două observații. Că eu sunt și cu observații. Foarte bine. S-a făcut marcajul pentru terenul de tenis, dar nu am prevăzut două găuri cu țeavă în care să bădăm unui suporți pentru fileu. Da, nu, aia, sunt suporți special care stau la suprafață. Stau nu, la aia. Suprafață? Da, da, da. 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 Și al doilea, nu știu, animalurile alea din două direcții nu o să vină peste teren? E bună, bună întrebare. Și eu m-am gândit din multe ori, n-am mai reușit să prindem acum. În bugetul următor mă gândesc să facem o zi de sprijin. O zi de sprijin, mă, eu știu, o să fie nevoie să fie lucrat acolo. Mai am la manual. La manual, la săpat. În rest, felul o să reușească să facă. După 5 zile și am dat de prezint da, nu da, am avut de aici proprietatea domnului Mumalavi și da, trebuie să-i descrișim. Ultima problemă, nu-i problemă, este invitații care... Eu sunt mesagerul Răzvan, așa, pentru că a fost dimineață la Cămin și l-am ajutat să treacă la treaba acolo. Dar chiar mulțumim. Mi-i invită pe toți, mâine la ora 10:30, ca un pește în acel? Nu, pește îți mănâncă mietul. Mietul, mă, mietul, pește. La manifestările organizate de Sărbătoarea Națională, care se fac mâine la ora 11 la Cămin, dar pe la 10:30 am înțeles că se pleacă de la... Am văzut de Facebook, am colaborat cu doamna director Bânzul. Adorarea Drapelului Național și... Da, cu copii la școală. La primării. Și până la 11 la școală, va fi un spectacol organizat din copiii noștri. Din copiii noștri, avem un invitat de la Colegiul Național de Arte. Un băiat foarte bun, olimpic. Olimpic chiar. Și fama fac, chiar mă gurea de-a nostru. E băiat de un scorțan de pe Cușbic, nenea mea. El vecin cu dumneavoastră acolo. De-a mâine ne-ai un scorțan, cred că Adrian, da, este nepot, da, nepot. Da, e băiat de-a lui. E băiat de-a lui. Stai în Mărgurea? Nu stai în Mărgurea, stai în oraș, dar și are rădăcini la noi la Mărgurea. Poți să cânti imnul național și un program, cred că și George Cojocărescu, dacă ajunge un pic... Și elevii de la liceu de artă. Da, elevii de la liceu de artă, cam așa, ne gândim ca astea de manifestări, să-i facem ca școlii cu elevii de la școală, să avem un colaborat cu școala, până la urmă. Păi și părinții care și-au dorit și își doresc în continuare să vadă în căminul ăla, că se miescă ceva și școala are însăși desfășoare activității. Chiar și noi, 1 decembrie, și noi e o zi foarte importantă și... Da, domnul. Așa, dar mai am o întrebare. Nu da. Dar toți suntem aici și terenul s-a este acum frumos și... Da, da. Facem organizare așa... Păi vreau să fie o inaugurare. O inaugurare, eu știu, un tipar activităților care se desfășoară aici.
nu poate arăta o inaugurare decât câteva meciuri de fotbal, de tenis, cum spunea doamna Băieceanu, cu copiii și cu Consiliul Local, dacă dorește, și îl locui tot în comun, că aș vrea să participe. Nu, nu știu, trebuie să fie o vreme bună, ne-a legit mâine. Nu, 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 am semnat recepția, avea mai multe. Eu știu, poate săptămâna cealaltă, dar să fie, dar când e o vreme cu soare, să vedem când e vremea bună, să ne organizăm cu elevii de la școală în timpul zilei și prin nocturn așa să... Eu atunci să facem câteva echipe, da. Da, e interesant, pare, am aprins nocturna seara, deci, într-un fel, e fain. Felicitări, domnule. Dar mulțumesc și eu vă mulțumesc de sprijin și de ajutor. Mai am spus, dar acum nu face... Da, foarte. Mă gândesc, mai am se gândește la Crihan, avem proiectul aprobat pe PNRR și din primăvară, odată cu finalizarea licitației, mă gândesc că va trebui să mutăm elevii de aici, să mutăm la școala din Crihan. Mă gândesc că și acolo ar trebui făcut un teren de sport, cam în stilul ăsta. La Osebiț, la școala de la Osebiț ar trebui făcut ceva, că nici acolo nu avea. Dar rămâne cu rudele domnul Crestaru, dacă se gândea să vândă în vecinătate acolo. Și da. Să vă spun, dar așa, vești bune avem de la CNI, așteptăm pe final, cred că câteva zile, nu știu dacă să ne comunice constructorul pentru 8,2 km de asfalt. Săptămâna care vine luni o semnăm pentru GIS, 27.000 de euro, 1 miliard și eu, dați bun și ea, că nu... Că nu-i mai dăm, nu-i mai dăm din bugetul local. Inaugurarea cred săptămâna care vine. Într-o zi cu soare, ne gândim bine și o să facem o treabă gospodărească. Aveam și o problemă de-a mea. Spațiul mult discutat în ședința de buget. De la dispensarul comunal s-a vândut. Și chiar vrea să vă comunic, s-a vândut cu 43.000 de euro. Domnul viceprimar nu este aici și chiar aș fi cerut să-și ceară scuze pentru discuții neprincipiale și la locul lor care au fost făcute. Părere de rău că n-am fost în sală să-l luăm noi. Da, până la urmă l-am luat, dar discuțiile ca atare nu au fost deloc tribunalul. Și a cerut să vă comunic lucrul ăsta. Ca să știm, să cunoaștem exact cam care este prețul real, că știți cum, la ce se discutase atunci, la ce anvergură luase, da, și afirmațiile fondate pe care au luat pe masă. Da, aici da. Finalizat cu terenul ăsta. Poftiți? Da, terenul aici e finalizat, nu? Da. Cu terenul este finalizat, am rezolvat și la notar, după așteptăm acum prin PNRD, sperăm să aloce ceva fonduri. Pentru varianta de acolo s-au alocat deja. Nu știu dacă chiar era o variantă extraordinară, era o variantă la momentul respectiv, că erau finanțări. Erau finanțări pe PNRD, acum așteptăm să vedem o finanțare pe ceea ce ne dorim noi să construim acolo. Doamna Ungureanu, angajată a primăriei, proaspăt angajată a primăriei la serviciu, la compartimentul social, are și noi un proiect pe ce la doamna secretar, tot prin PNRD, ceva pe social, un fel de școală după școală, asistență pentru copiii cu nevoi, cu centru de zi, da. Un fel de centru de zi, da. Și acolo se alocă fonduri. Gândiți-vă la un moment dat aici în spate, pe capătul terenului, să ne organizăm în sensul ăsta, da? Cheltuielile ulterioare sunt mai undeva la, cred că la 500.000 de lei pe an, ar ajunge salarii cu întreținere și cu toate. Pentru 5 ani. Cam așa. Ne rămâne o clădire da. 300 și ceva de euro, dar... Bazinul. Doamna Seridat. Ne ziceam cu proiectul care l-a studiat doamna. Da. Ne rămâne o clădire 300, dar sunt bani mulți pentru întreținere. Avem obligația 5 ani să-l lasă la 40 ceva de copii zilnic. Se pot atrage fonduri prin dinul de la ONG-uri, de la ONG-uri, dar trebuie să facă o asociație. Cu bazinul să trebuim la avizare, cu știi cum mai avem două sau trei suprapuneri de lucrat.
și finalizăm și acolo cu studiul TOCO. Sper tare că după săptămâna cealaltă, undeva după 1 decembrie, în luna decembrie, la început, să reușim să încărcăm pe platformă proiectul pe Angel Salini. Văd că au început să se contracte. Da, să se mă. Și important e că tot ce trebuie acolo. Mai aveți în probleme da. Discutat? Aha, mi-a spus domnul frumos, la bazinul este... Bazinul, da, este la Vizali, sper tare să meargă rapid, să mișcăm cât de repede, cu chiar bani am mai pus la ședința trecută, mai așteptăm o rectificare, dacă mai fi până la sfârșitul anului, să vedem pe unii mai punem bani. Ne gândim la tradiții din sărbători, că mai avem pandemie, cred că în 27, poate și noi nu revenim dacă ne putem mobiliza pe 29. Trebuie ca de sfârșit de... Aici și șezătoare pe 8. Pe 8 e șezătoarea satului. O șezătoare înființată, cred că, de prin 2009, dacă țin o minte. Pe timpul pandemiei, la fel, nu am mai reușit să facem nimic. E cu o șezătoare tradițională, așa cum e la sală. Chiar și cu bucate, dar nu știu dacă ați participat în 2009. Da, chiar foarte, foarte frumoase, cu produse tradiționale, cu... Invitați a fost de seamă? Da, da. Șezătoare s-a fost chiar. Foarte frumos și chiar vă rog să fiți prezenți acolo. Să nu veniți cu mâna goală, cu fasole bătute, cu zacuscă... Fiecare și-a făcut un colet de leu. Da, să știți, colaci foarte, foarte interesant. Chiar să se mobilizează cetățenii și de doamna Paiului. E campioana cu sarmalii de post, de fiecare dată. Da. Foarte... Da. Vă rog. Domnule primar, văd că se intervine în diferite locuri cu bunduri, cu așa. Vă rog, v-am mai spus într-o zi, dar cred că aveți mai multe probleme, pe Cujbie, că e cam groază. Începând de la Nea Vasile Rotar încolo, știți cum e? Zic, nu vreau la vas. Măcar un pic de la jos, spune vorbim zile. La nu știu, trebuie să aducem un greder, că nu mai reușim. Bădul este... Dar ce-am fost împotrivă, domnul primar? Mă, hai să-l aducem. O să-l aducem, începând de săptămâna care vine din lume. Mulțumesc, dacă nu mai sunt probleme, dacă nu mai sunt probleme.